Bine v-am găsit! Dragii mei, vreau ca pe 29 să mergem la vot. Sunt foarte mulți care spun că nemergând la vot nu legitimăm lovitura de stat. Pot fi de acord cu ei, dar până la un punct. Și acest punct este legat de cum ne văd cei din Uniunea Europeană. România are acum nevoie, mai mult ca oricând, să se vadă că există o forță care pune capăt abuzului și loviturii de stat a lui Ponta și Antonescu. Iar această forță, această forță nu este alta decât poporul român. Voi sunteți cei care în 2007 ați spus nu la referendumul de demitere. Atunci v-ați apărat președintele. Astăzi aveți de apărat mai mult. Astăzi trebuie să vă apărați țara prin votul vostru. Pe 29 nu discutăm despre scaunul lui Băsescu. Pe 29 românii au de ales între a spune da lui Crin și Ponta, lăsând țara în izolare, și a spune nu demiterii președintelui, dovedind că românii sunt deasupra clasei politice, dovedind că românii înțeleg mai bine interesul național decât un grup de pușcăriabili din Parlamentul României. Vă rog să înțelegeți un lucru fundamental. Prin reacțiile pe care le-ați văzut toți, de la toți aliații noștri, puteți înțelege că România este izolată în momentul de față datorită vremelnicilor ei conducători. Fie că se numește Crin Antonescu, unul din ei, fie că se numește Victor Ponta, fie că numele lui din umbră este Voiculescu. Acești oameni nu sunt parteneri de dialog ai statelor din Uniunea Europeană. Dacă ei vor rămâne după referendum să conducă destinele țării, nu vor fi izolați numai ei, ci România va fi izolată. De aceea eu vă chem pe 29 să spuneți nu echipei Antonescu, Ponta, Voiculescu. Oameni buni,
este poate momentul să vă spun și ce simt eu dincolo de interesul major ca pe 29 românii să readucă România în Europa și să o scoată din izolarea în care în numai 3 săptămâni acești oameni au băgat-o. Și iată ce simt eu. Mi se pare necinstit. Sunt un președinte aflat în funcție de 8 ani. Este greu să găsești în lumea asta un președinte care după 8 ani să mai aibă 50%. Este pentru mine o misiune imposibilă, dar le vom demonstra că noi suntem în stare să îndeplinim și misiuni imposibile.